Timișorenii și nu numai se vor putea bucura în curând de tratamente cu ape termale. Este vorba despre noua clădire a Clinicii de Balneo care este tot mai aproape de finalizare, anunță edilul Timișoarei Dominic Fritz, tot mai aproape de reluarea tratamentelor cu ape termale după 15 ani de pauză. Noua clădire a Clinicii de Balneo a intrat în ultima etapă a construcției. Bazinul de aici va fi alimentat cu ape termale. Astfel reluăm tradiția medicală de la Balneo care a făcut bine, atâtor pacienți. Am ridicat o clinică de la zero, cu bazin cu apă termală, 4 băi galvanice, 14 săli de tratament și 5 cabinete de consultații. Noul corp al clinicii de balneologie va oferi condiții moderne de tratament. În prezent, constructorul execută mai multe lucrări, finisaje la bazinul pentru recuperare, finisaje interioare, finisaje la vestiare, montare uși și lucrări la instalațiile termice și electrice, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.